V-aș ruga să vă ridicați toți și să ascultăm un verset din 2 Corinteni 5 cu 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat împreună cu soția să pot ajunge la izvor. Mă bucur să vă găsesc aici unde Domnul ne dă învățătură, înviorare spirituală și putere de sus prin Duhul Sfânt. Slăvi să-i fie numele! Mulțumesc fratelui Mihai pentru invitație și Doresc, Domnul, să las o călăuzire sfântă ca să înțelegem mai adânc, mai clar voia Lui și să ne dea, Domnul, putere să o împlinim în tocmai. Amin. Poți trăi altfel decât mărturisești, însă. Nu poți trăi altfel decât crezi. Credința ta se va arăta în fapte. Iacov 2 cu 17 arată că poate fi o credință moartă sau 20 credință zadarnică. Există un pericol al formelor de pocăință, de vlavie, de închinare, fără conținut. Conținut fără forme nu există și forme fără conținut înseamnă fără valoare. Dacă Dumnezeu a fost și este interesat de mântuirea oamenilor, a întregii lumii, oare ce înseamnă aceasta pentru noi? Există o formă de evlavie. 2 Timotei 3 cu 5, unii au doar o formă de evlavie. Formele sunt bune, dar nu suficiente. Există forme de evlavie. Sunt bune, dar nu suficiente. Există forme de pocăință. Faptul că venim la dunare înseamnă că vrem să ne pocăim. E o formă de pocăință. Ne scriem la catecheză, de dimineață spuneam la cina Domnului la noi din Ioan 13, scăldatul, că cine s-a scăldat, scăldatul nu-i botezul și botezul nu-i scăldat. Pentru unii poate, e doar un scăldat. Există și o închinare, o închinare dorită de Tatăl. Există forme de închinare. Spun aceasta în introducere că ne ajută la text. Rugăciunea Plecarea pe genunchi e o formă de închinare. Dar dacă te pleci pe genunchi și cauți cântări, sau dai mesaje, sau te gândești în altă parte, chiar dacă vorbești, că ne-am obișnuit să ne rugăm și merge moara fără materie primă. Ez, rămâne doar o formă de închinare, fără conținut. Există forme de pocăință, spuneam. Atenție, Matei 26 cu 75, Petru și-a adus aminte. Întrebam într-o biserică de câte ori a cântat cocoșul până s-o lepăda Petru de trei ori. Și dădeau frații cu părerea, o dată, de două ori, de trei ori. Și am zis, frațiu nu vă mai gândiți, nu vă mai concentrați la asta. Că nu asta contează de câte ori a cântat cocoșul. Contează că Petru și-a adus aminte că a zis Domnul. și de detalii, nu va cânta cocoșul de două ori până o să te lepezi de mine de trei ori. Și a ieșit afară și acesta este un conținut al pocăinței și a plâns cu amar o întoarcere la Dumnezeu din toată inima așa este și cu închinarea vreau să răspund în seara aceasta biblic la întrebarea ce înseamnă a trăi pentru Hristos așa am citit în versetul 15 din 2 Corinteni 5 El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei a trăi pentru Hristos, dragii mei, înseamnă în primul rând închinare. Dar ce este închinarea? Ce conține închinarea? Dacă scoatem misiunea din Biblie, rămâne numai cu coperțile. Poate ești prins de multe obiective, materiale, sociale, familiale. Poate că ești ocupat cu multe lucruri pe care nu vreau să le număr. Ai procese în derulare și spui, vreau să determin o schimbare, vreau să fac o reformă, vreau să ajut, vreau să mă implic și viața mea să însemne ceva pentru alții. Și poate zici, nu am timp. Sunt atâția în lumea aceasta care au un motiv pentru care să moară. Camicaze, dar Dumnezeu ne dă un motiv pentru care să trăim, pentru El. Câtă vreme nu înțelegem că noi am fost făcuți de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, nu vom avea un sens al vieții noastre. Ce este, ce este închinarea? Ce este închinarea? Ce conține închinarea? Închinarea conține stare, stare are și un semn al închinării. Unii au semnul crucii, semn de închinare. Plecarea pe genunchi, rugăciunea, cântarea, sunt semne ale închinării, dar trebuie să fie și o stare de închinare. Vrei 10 cu 22, să ne apropiem, dar cu inimile curate, cu o inimă curată, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu un cuget curat, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o credință de plină. Când venim să ne închinăm, contează starea noastră de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul în psalmul 50, nu pentru jerfele tale temustru, zice Domnul, că ele sunt necurmat înaintea mea. Și Domnul enumără mai jos. Dacă vrei să derulezi, te rog. Și ale mele sunt toate, nu vor lua tauri din casa ta. Da? Și o să ajungem la versetul 14. Dar pentru ce mustri, Doamne, dacă nu pentru jerfe, că ele sunt? Și Domnul spune, aducă jerfă lui Dumnezeu mulțumiri. Domnul așteaptă să venim cu mulțumire înaintea Lui, să venim cu inimile deschise, cu credință, să slujim cu dragoste. Acesta trebuie să fie conținutul. 1 Corinteni 16 cu 14. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Semnul de închinare este bun, dar nu este suficient, trebuie să fie și o stare, o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ia cuvântul cu 21, le pădați dar orice răutate, orice necurăție și orice revărsare de răutate. Trebuie să vii în curăție înaintea lui Dumnezeu că Domnul a privit înspre Abel și înspre jertfa lui, înspre Cain și înspre jertfa lui. Să vii cu mulțumire, cum am spus, să vii din dragoste, să vii cu interes pentru zidirea altora, că vrei să fii în scopul lui Dumnezeu. Ce înseamnă închinare? Ce este închinarea? Hai să luăm un exemplu. să vă că în familie, soția solicită soțul de dimineață și zice nu vrei să mă ajut puțin să pregătesc micul dejun și pachetelele, suplimentele pentru copii? Și soțul zice, nu, zice că atât am de lucru, trebuie să plec urgent. Și pleacă. Când se torce la mea, zice soția, auzi, ai venit să mănânci. Foarte bine, am pregătit ciorba, eu am mai avut încă de lucru pe aici, cu aspiratul, cu toate astea, și dacă mă ajut să curesc câțiva cartofi, o facem și felul 2, tocănița e gata sau nu știu ce să vă mai zic ca să nu vă duc gândul acum la ce vă așteaptă sau ce v-ați pregătit sau ce v-ați dori. Și cureți niște cartofi și facem și felul doi și zice, a nu, și obosit și m-am de dat niște telefoane și și după ce mănâncă soția zice, nu vrei să mă mai ajut puțin că aș mai avea un pic de treabă ca să, să pot să închei și eu. Nu, zice, trebuie să plec, zice, trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Și seara se întoarce soțul și faci o declarație de aia siropoasă zice dragă a ta, scumpa mea atâta te iubesc vă întreb cum ar reacționa soția vă întreb surorile. cum ar reacționa te-ar crede te-ar crede Dumnezeu caută să atragă atenția copiilor săi în timpul săptămânii dar este ignorat uneori. Și apoi caută să le determine orientarea spre slujire, înspre scopul lui. Și în timp ce Domnul îi călăuzește pentru a sluji, ei sunt prea ocupați sau vor să se bucure de plăcerea pe care și-au planificat-o. Și apoi se înfățișează ca Ieremia 7, Spune Domnul, voi vă sănțișați înaintea mea în templu și spuneți, templu Domnului, templu Domnului, suntem izbăviți. Și a spus Domnul în cursul săptămânii, furați, ucideți, jurați strâmb, preacurviți, puncte, puncte, Aduce stămâie lui Bal. Că apoi să vă fățișați înaintea mea, să cereți bine cuvântări, să spuneți, suntem izbăviți de Domnul. Să spuneți că vă închinați. Și Domnul spune în Amos, capitolul 3, 5, de la 23 și 24, Depărtați de la mine sunetul cântecelor voastre, al lăutelor voastre. Amos 5 cu 23 și 24 și Domnul spune, nu vreau să le mai aud, ci dreptatea să curgă ca un râu, zice Domnul acolo ca o apă curgătoare, neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată. Închinarea are forme de manifestare, dar trebuie să aibă și stare și legătură. Ca a spus Mântuitorul în Ioan 4, 23 și 24, adevărați închinători se vor închina Tatălui într-o legătură a Duhului, în Duh și în adevăr, potrivit cum este scris, cum așteaptă Dumnezeu. Aceasta este adevărata închinare. Pentru prima oară în Sfânta Scriptură apare termenul închinare în Genesa 22 cu 5. Când Avram se duce cu fiul său, și acolo, pe altar, trebuia să depună nu o cântare sau o rugăciune, ci ceea ce avea cel mai scump. Pentru simplul fapt că Dumnezeu i-a cerut aceasta. Repet, Avram a spus, ne ducem acolo să ne închinăm. Este bună cântarea. Și rugăciunea. Avram se ducea să depună pe altar ce avea cel mai scump. Pentru simplu fapt că Dumnezeu i-a cerut aceasta. Pentru că ascultarea face mai mult decât gerfele întotdeauna. Ce este închinarea? Închinarea este ce spune Pavel în Roman 6 cu 13 Pe voi înși vă, dați-vă lui Dumnezeu, din morți cum erați Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre Ca pe niște unelte ale, nepri, ale nelegiuirii Te rog, lasă că era bun versetul Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Închinare înseamnă să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu, să te pui la dispoziția lui. Nu doar să cânți sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Este bună cântarea, este bună afirmația, dar nu e suficient să spui. Și apoi, cum zice altă strofă, Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta din pustiu, din trespin, de unde este. Asta înseamnă închinare. Pe voi înșivă, vă, dați-vă lui Dumnezeu. Să fii în slujba lui, să urmărești interesul lui. Poți să mărturisește altceva decât crezi, dar nu poți să trăiești altceva decât crezi niciodată. Credința va dovedi în fapte credincioșia ta în Dumnezeu. Rămânerea ta, apropierea ta, ascultarea, smerenia ta înaintea Lui. Ce înseamnă a trăi pentru Hristos? Înseamnă, în primul rând, Închinare. Înseamnă, în primul rând, închinare. A trăi pentru Hristos înseamnă închinare ca mod de viață. Închinarea este un mod de viață și este o viață de ascultare. Noi ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, de exemplu. Ăsta e un semn de închinare. Numai că a spus Mântuitorul în Evanghelia după Luca, voi vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Și poți chiar să dai să fii văzut, sau numai pentru asta să dai. Dar spune Domnul, Dumnezeu vă cunoaște inimile. Poate v mai zis, o soră m-a oprit într-o biserică la sfârșit și a zis, frate, e păcat să pun deoparte de soț. Ce bani? Da. Dar soțul e credincios Zic da, e tot penticostal, da. Păi și pentru ce să pui deoparte? Pentru lucrare, frate. Păi, păi zic, așa e, cred că e păcat. Că cum, de ce să nu știe el? Păi frate, dar nu scrie în Biblie să nu știe stânga ce face dreapta. Și am zis, soră, stai un pic, nu sunteți amândoi în partea dreaptă. Nu? Vezi să nu fim matal în stânga. Prin ceea ce faci. Adică dacă se nimerește să te vadă cineva, nu nimic, nu ăsta a fost scopul tău. Dar inima ta curată înaintea lui Dumnezeu, intenția ta, dragostea cu care faci, asta înseamnă o închinare plăcută. Așa spune cuvântul nevrei 12, da? Să ducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, vrei 12 cu 28, fiindcă, dar am primit o părăție care nu se poate clătina, să ducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. A trăit pentru Hristos înseamnă închinare, apoi a trăit pentru Hristos înseamnă onoare, onoare. Evrei, de la capitolul 2, de la versetul 3, citesc. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită, întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia, lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa? În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Bancă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul care să-ți aduce aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi, l-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui și cuvântul continuă. Ce onoare! Pentru cine? Pentru cei care erau departe, păcătoși, fără de Dumnezeu în lume, străini de legămintele făgăduinței. Și am citit în cuvânt, Recitez versetul 15, și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, pentru poftele lor din firea pământească, pentru interesele lor, care închinare înseamnă să-ți aranjezi prioritățile și să caută să mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Să fie Dumnezeu în scopul tău, Spune Colosen 3 cu 17 și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus Hristos și să slăviți prin El pe Dumnezeu Tatăl. În numele Lui înseamnă pentru El, din partea Lui, ceva care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și Isus Hristos Domnul, care a murit pentru păcatele noastre și nu i-a fost rușine de noi, să ne scoată de acolo, a spus, dacă se va rușina cineva de mine în fața oamenilor, mă voi rușina și eu de el în fața îngerilor. Sau încă ceva. Asta spun din contextul biblic. Dacă cineva va face de rușine numele meu, că spune cuvântul, găsim acolo scris în Samuel, că 2 Samuel 12 cu 14 spune prorocul din partea Domnului, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să săvârși, săvârșind un astfel de păcat. Dragii mei, vă întreb ceva, cred că sunteți de acord cu mine, într-o familie, vorbesc de so și soție, nu e așa că prestigiul, onoarea unuia este dată și de comportamentul celuilalt? onoarea unuia este dată și de comportamentul celuilalt. Nu e așa că ați mai auzit discuții, să, să nu mă faci de rușine, măcar public. Și mai trebuie citit și prin codul unei ormaniere, să nu-l întrerupi nici pe partener, nici pe interlocutorul tău, să nu-l contrazici, că nu-i frumos. Și așa mai departe. Ei, îmi place ce spunea un om al lui Dumnezeu. Și spunea el, aceasta este menirea noastră și este scopul misiunii supreme deasupra râvnei pentru Evanghelie, a entuziasmului pentru lucrare, a compasiunii pentru cei pierduți și a înțelegerii lucrării de mare, de mari trimiteri. Trebuie să fie râvna pentru onoarea numelui lui Iisus Hristos. Râvna pentru onoarea numelui lui Iisus Hristos. Niciun imbolt nu este mai puternic decât tânjirea ca Iisus Hristos să primească onoarea care se cuvine numelui Său. Ce înseamnă a trăi pentru Hristos? Înseamnă onoare. Noi am fost onorați ca să-L onorăm pe Dumnezeu. Prin tot ceea ce vorbim, Efeseni 5,4, să nu se audă între voi glume proaste, cuvinte care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, spune Pavel. Când facem referire într-o parte sau în alta, vorbim poate despre candidații pentru cer, despre copiii Domnului, despre credincioși. Spune cuvântul că Aron cu Maria au cârtit acolo în cort și Domnul a auzit cârtirea lor și ce s-a întâmplat? Slava lui Dumnezeu s-a îndepărtat de tabără. Sigur că Maria a rămas cu lepră, și-a trebuit să scoasă o perioadă afară din tabără, șapte zile, și-a suportat consecințele și-a trebuit să se pocăiască, să se întoarcă Dar Dumnezeu, să recunoască faptul că n-a fost bine ce au făcut. Știți cu ce a câștigat Moise bunăvoința lui Dumnezeu pe parcursul călătoriei, când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul său? Spus, Doamne, pentru ce să spună neamurile unde este Dumnezeul lor? Nu au fost în stare să-i ducă în Canaan, că ei nu o să priceapă ce s-a întâmplat aici în tabără, că ne-ai pedepsit de ne-am intrat în Canaan. Doamne, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții, mai bine rămân eu, fă cum știi cu mine, dar te rog, pentru numele tău, este onoarea ta aici. Dumnezeu s-a lăsat în duplecat, nu? În Psalmul 2, versetul 12 ce scrie Dași cinste fiului ca să nu se mânie. Atenție când vorbim despre onoare. și că spune cuvântul în profeți. Cu cine vă veți spune alături? Este o cinste pe care o acordăm părinților. Este o cinste pe care o acordăm autorităților. Cuvântul spune prin Petru să cinstim pe toți oamenii, da? Este o cinste pe care o acordăm oamenilor. Dar este o cinste despre care spune cuvântul Maliach, dacă nu greșesc unul cu trei. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Că este o cinste care se cuvine numai lui Dumnezeu. Și închinarea se cuvine doar lui Dumnezeu. Și onoarea aceasta pe care o aducem este o onoare specială doar lui Dumnezeu. Cu cine mă veți spune alături? Când e vorba de cinste, de închinare, alături de alți sfinți? Sau alături de lucrurile pieritoare? Cum îl reprezentăm pe Hristos? Aceasta este întrebarea Bibliei pentru noi. Dacă suntem ambasadori ai cerului, care este scopul nostru? Deasupra marei trimiteri, deasupra entuziasmului și a râvnei pentru Evanghelie și pentru lucrare și pentru slujire, a compasiunii pentru cei pierduți, să fie râvna și în boldul, ca Isus Hristos să primească onoarea care îi se cuvine, mai presus decât orice domnie, orice stăpânire, mai presus decât orice împărat. Este împăratul împăraților. Și, Domnul Domnilor, asta înseamnă onoare. A trăi pentru Hristos înseamnă onoare. Și apoi, a trăi pentru Cristos înseamnă și favoare. Și favoare. În Luca 16, cu 9, spune cuvântul, pentru că atunci când veți muri, să vă primească, unde? În cavou, nu? <coughs> mă întreabă persoane din în alte confesiuni, când mă ocup de un serviciu de mormântare, zice, ă -mi dați voi să presar și o țărână peste sicriu. Zic, dar de ce? Că trebuie să știți de ce faceți asta. Păi nu, și așa se face la noi. Dar de ce faceți? Am, nu știu, știți că se zice să -i fie țărâna ușoară. Doamnă, sau domnule, stai liniștit, cu oricum e ușoară, că nu simte. Sigur să fiți că o să fie ușoară, nu o simte deloc. Mai ales că are și un capac peste sicriu. Și mult și dacă are și cavou cu placă deasupra, are rost. Și nu putem, Spunea Domnul, degeaba mă cinstesc cu buzele. Și au niște perspective omenești, porunci omenești, obiceiuri. Degeaba mă cinstesc cu buzele și cu inima. Nu sunt legați de cer, atașați de Dumnezeu. Că închinare înseamnă semn de închinare, dar înseamnă și stare de curăție, de mulțumire, de dragoste cu care vei înaintea lui Dumnezeu. De a urmări interesul lui Dumnezeu în mod permanent. Nu numai duminica. Mă dăruiesc o Doamne în întregime și atât? Atât? Apoi, a trăi pentru Hristos. Am văzut că înseamnă onoare. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să aveți vreun nume de ăsta sonor de familie. Nu m-am gândit și nici nu m-a interesat vreodată. Numele astea uneori ajung și de râs, știi? Prin ceea ce se întâmplă. Numele acestea se șterg. Se șterg. Mai rămân pe un semn funerar, poate. Numai că, spune Daniel 2 cu 44, Împărăția acestui împărat Va dăinui veșnic Pentru că spune cuvântul în roman Că ea este neprihănire Este pace Și este bucurie În Duhul Sfânt Acesta este conținutul închinării Acesta este scopul în lucrare De a determina și pe alții Să simtă izvorul vieții Ioan 7 cu 37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să puteți să ziceți asta, dacă însetează cineva, aici să vină la noi, la izvorul vieții, să vă ajute Domnul. Dar să ziceți, poate să vină la mine, că eu vreau să fiu o undă binecuvântată, o cale prin care să coboare binecuvântările duhovnicești și cunoștința și mireasma lui Hristos. Să fiu o legătură a Duhului, să fiu ancorat prin credință de cer, nu să mă cerți pentru lucrurile pământești, nu să-mi pun încrederea în ele, nu să mă folesc cu ele, nu să fiu un dezastru pentru mine când s-a întâmplat ceva. Că te o pus Domnul la încercare. Și să spui încrederea în Dumnezeu, asta e cel mai important. Este onoare să porți acest nume, noi punem la binecuvântarea copiilor. Numele lui Dumnezeu, că așa a spus Domnul. În număr 6 de la 22 citim: Să puneți numele meu peste copiii lui Israel, spune un verset mai jos, și eu îi voi binecuvânta. Ce onoare! Ce onoare! A spus Domnul: Dacă vă donați numele meu, contează. Eu voi fi acolo și dacă sunt acolo, deja contează, că spunem să 133, acolo ce face Domnul? Dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie și asta contează pentru noi, că El este singurul care ne dă făgăduințele Lui, cele nespus de mari și în scumpe. Ne bazăm pe promisiunile Lui, că sunt veșnice, neschimbabile, El are resurse, El are putere, El nu minte. Ne putem încrede din toată inima în El. Ce onoare să-L slujim pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Ioan, deci, Ioan zice, eram acolo exilat și cineva, Fiul lui Dumnezeu, și-a pus mâna peste mine și a zis, nu te teme, Ioan, eu sunt cel viu, am fost mor și am înviat. Sunt alfa și omega începutul și sfârșitul. Pot să vă dau un viitor și o nădejde, a spus Dumnezeu. Vrei să spui încrederea în El? Vrei să fie pus numele Lui peste tine? Atenție, atenție că spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, 2 cu 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Și oricine rostește numele Domnului, să se departeze de fără de lege. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să facem lucrul acesta. În Maleah 3, 17 și 18, spune Domnul o promisiune pentru cei care îl reprezintă prin trăirea lor. Rămâi, te rog, la versetul acesta, vă zic în paranteză al verset. <coughs> Vine minte, spune Domnul, în 1 Petru 3 cu 2. Dacă vrei poți să mergi, dar te întorci și te rog aici. Pentru că văzând felul vostru de trai curat și în temere. Ne-am rugat în săptămâna trecută o săptămână pentru adolescenți. Am luat copii, adolescenții, tinerii, o săptămână pentru cor și așa vrem să le luăm pe rând toate segmentele de lucrare. Și am spus, Vândem să ne rugăm pentru adolescenți, în primul rând, în relația cu Dumnezeu, să aibă teamă de Domnul. Nu prea putem vorbi de multă naștere din nou, pocăință, duhovnicez sau nu știu ce cercetare. Să adolescenți, ei vor trece la tinerețe, vor face hotărâri, dar putem vorbi de o teamă sfântă și atunci se vor feri de păcat. Pentru că vor avea frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii, în relația cu mediul înconjurător. Când vorbesc de mediul conjurător, vorbesc de persoane, de practici și de lucruri. Ne-am rugat să le dea Domnul alegeri bune, alegeri bune. Că vor vedea și una, vor vedea și alta, uneori și prin biserici live sau în arhivă. Și va trebui să leagă bine. Mi-am că eram tânăr. Începusem să cânt la chitară bas, prima oră și pe la chitară solo, electrică, în biserică. Și Domnul mi-a vorbit. Un frate diacon a fost cu mine la o întrunie de rugăciune și a spus, tinere, Iată că vei merge în multe locuri și vei vedea și una și alta. Și se arăta că erau mere, așa arătoase pe din afară, cum se zice termen popular, dar stricate pe dinăuntru. Altele erau mai zbârcite, așa, dar erau sănătoase. Și-a zis Domnul, ai grijă, cere călăuzire să alegi ceea ce trebuie. Și ne-am rugat pentru adolescenți, în al treilea rând, în relația cu ei înșiși, să fie realiști. Să, să nu intre în complexe de superioritate, dar nici în cele de inferioritate. Să poată realiza când greșesc, să recunoască. Să nu se împace cu gândul că și alții fac că e bine, că acum deocamdată. Spuneam la început. Poate te gândești că trebuie să faci o schimbare, că trebuie să determini o reformă acolo unde ești așezat. Poate în familie, poate într-o lucrare, o formație din biserică, poate într-un alt cadru de studiu sau altceva. Dar poate ai amânat. Poate că nu ai luat foarte în serios lucrul acesta. Mi-am propus să vă zic altceva și văd că merg pe linia pe care cred că Domnul consideră că este nevoie pentru noi să mergem. <coughs> nu uita, te rog frumos! Sunt aici la dispoziția ta, nu înseamnă numai vers, melodie, note și un timp scurt în care noi ne-am declarat afirmațiile și dorințele noastre înseamnă în romani 6 cu 13 pe voi înși vă dați-vă lui Dumnezeu și ori de câte ori facem ceva sau rostim ceva să ne gândim oare Domnul ar face asta? este mulțumit? îi place ceea ce fac eu? este binevenit? Genesa 4 cu 6 te rog spune Domnul lui Cain la un moment dat. Da. Cain, pentru ce te-ai și pentru ce ți s-a pus în fața? nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dacă faci rău, Asta va deschide ușa spre un alt rău. Pentru că ce rău urmărește în timp și nu se grăbește să slăbească rezistența ta în Hristos, devotamentul tău, dedicarea ta, închinarea ta sinceră, onoarea pe care o aduci numele Lui Hristos, ca să o știrbești cumva. Spune cuvântul în Apocalipsa acolo unei biserici, am ceva împotriva ta, Că tu te ții de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copilor lui Israel și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor, să se dea la curvie. Să amestece așa lucrurile. Spune cuvântul, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos. Să nu-L întărâtăm la mânie, suntem noi mai tari decât El, spune cuvântul acolo. Și Balam a știut că puținul acela care nu aparține lui Dumnezeu, din sufletul omului Din starea lui Din închinarea lui Din dedicarea lui Este pentru altcineva Va duce o gelozie Și dacă nu te bat alte duhuri Te poți bate singur Știi cum? Că vine pedeapsa lui Dumnezeu peste fiii neascultării Spune FSN 2 cu 2 După mersul lumii acesteia după Domnul puterii Văzduhului, care lucrează acum în ființa ascultării. Dacă a murit Hristos pentru toți și a murit și pentru noi, am citit versetul 15: Să nu mai trăim pentru noi înșiși, pentru noi înșine, credincioșii să nu mai trăiască pentru ei înșiși și pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, pentru noi. Și am văzut că a trăi pentru Hristos înseamnă închinare. O închinare în duc și în adevăr, cu semne de închinare, dar cu o stare de închinare plăcută lui Dumnezeu ca să fie bine primită jerfa ca să fim ascultați ca să ni se dea răspuns la rugăciuni ca să fim mântuiți la final să nu ne pierdem rodul muncii noastre spune în a doua Ioan păziți-vă să nu pierdeți rodul muncii voastre Este o alergare, și spunea Pavel: Alerg înainte, mă arunc spre ce este înainte, am o țintă, dar aș vrea să nu alerg în zadar, a spus. Ceea ce îmi doresc, spunea el în Filipeni 3. Îmi doresc să-l să cunosc pe el și, și puterea învierii lui. Adică să-l cunosc pe el în tot ceea ce îmi cere să fac, în tot ceea ce este să mă seamăn cu El. Să fiu un interesul Lui. Că dacă scos misiunea din Biblie, rămâi numai cu coperțile. Și dacă interesul Lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor și am pierdut din vedere obiectivul și poartă ne pierdem identitatea noastră de credincioși copii al Lui Dumnezeu, ne putem pierde veșnicia. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Adică atunci când se va auzi strigarea, să pot să aud și eu glasul. Să mă pot ridica și eu, să pot și eu să fiu transformat, să pot primi chemarea binecuvântată. Veniți, moșteniți, intrați în bucuria stăpânului. Ce înseamnă? A trăi pentru Hristos? N-ai vrea să mă ajut, zice soția să am puțin de lucru. Nu, zice că nu, 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 nu pot, n-am cum. Cred că nici nu se gândește el la ea, la probleme pe care le are. Știți, de obicei când vin acasă soții, ei văd numai lucrurile nefăcute. ale alea făcute nu prea le văd. Nu se vede. Până e capacul de pe oală și păteuți prin cameră că a fost aspirat și, și altele. Și Zice, n-am timp, eu sunt ocupat, eu, poate, poate altă dată o să te ajut. Și apoi vine cu niște declarații faine seara, zice, scumpa mea, atâta te iubesc. Surorilor, sincere, ea crede dacă ar face asta. Deci, votul e în anonimitate, nu. <laughs> în cursul săptămânii, Domnul acestei biserici, că El trebuie să fie Domn și Mântuitor, nu? Unii vor numai Mântuitor să fie. Domnul înseamnă să-ți conducă viața, să-ți dea călăuzire, să asculți de El, să te smerești înaintea Lui, să-L scoți pe El în evidență și tu să te proșterni și să spui, nu primesc închinare, nu primesc laude. Să spui, nu-i cazul să mă lauzi. acel care cunoaște inimile, să lucreze, vorba fratului Simionuc, la inimuța noastră, să facă o schimbare de viziune, de strategie, de proiecte, să ne punem în mâna Lui cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce suntem. Și nu uitați, Roman 6 cu 13, vă rog, să dăm în stăpânirea Lui, în slujba Lui, mădularele noastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii, că noi nu mai suntem din lumea aceasta. Chiar dacă suntem în lume, aparținem unei alte împărății, avem un alt stăpân, nu ne luăm după curente și după idei și după oameni și după duhuri și după mersul lumii. Vrem ca El să fie Domn în viețile noastre. Să rămânem împreună cu El, să-L să onorăm, că și El ne-a onorat pe noi. Ce har, ce binecuvântare! Să avem parte de mântuiri, de promisiunile Lui, de părtășie în comunitate unde Domnul este prezent și lucrează. Și apoi avem parte și de favoare. Favoare înseamnă într-o zi să auzi cu numele. Că Domnul nu se rușinează. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută, nici de darurile pe care le-a dat. Dar numai așa să ne comportăm încât să nu-i pare rău. Așa să ne comportăm și în relația cu ceilalți, încât să ne poată îngădui. Să nu fim oameni de nimic. Să nu folosim cuvinte nefolositoare sau care n-aduc zidere sau fără rost sau să nu mai zic de dispreț. Să ne comportăm în așa fel încât să fim acceptați. Să se poată face o legătură cu noi. Sunt de acord să ne salutăm de câte ori vreți dumneavoastră și când intrăm în adunare și după aceea să luăm o pauză să ne salutăm. Nu-i frumos când vii la adunare să spui, frate, nu știu, te văd, ești puțin cam decăjit? Treci prin ceva probleme? Te pot ajuta cu ceva. Ai nevoie de o zi de post? Ai nevoie de bani? Că și dacă nu am, mă duc la comitent, mă duc la fras mă duc la patron, mă duc undeva. Frate, spuneam un frate de la noi care conduce cântările, frate, nu te super pe mine. De ce spune că apoi văd eu? Avem nevoie de zâmbetul tău când conduci cântarea. ok? Avem nevoie de zâmbetul tău nu pot zice din cauza emoțiilor. Ne rugăm cu punerea mâinilor să ți mai ia Domnul din emoții, nu toate, că trebuie să vii cu emoții la slujire. Că dacă n-ai emoții, înseamnă că să vezi acum ce bine spregătit pregătit și cum merge lucrurile. Nu, când ți se pare ție că nu mers bine așa mesaj, mă, n-a prea avut așa, știe Domnul cum lucrează și pentru cine și cum și când zici, mă parcă nu am mers pe gamă cântarea sau la poezie, parcă o trebuie să mai și citesc, nu numai am recitat sau am zis de memorie și nu i nimic, Domnul are un plan de lucrare, pune-te la dispoziția Lui. Asta înseamnă să trăim pentru Hristos. Doamne ajută-ne! Amin!